This is a recording. Check that mic, make sure it sound right, boy. Să începem cea de-a șaptea ediție a Galei Laureaților, Negrește Oaș. Și să ne încălzim puțin, vă rog să aplaudați pe toți copiii care vor fi premiați în această seară. Pentru că este vorba de foarte multă muncă și de multe ori de foarte multă înțelegere din partea celorlalți pentru aceste rezultate. Am să încep să vi prezint pe cei care ne vor ajuta la premiere. Sunt elevii care au fost primari pentru o zi în 1 iunie anul trecut. Am să-i rog să vină pe scenă. Foștii primari pentru o zi. Dacă se poate mai repede. Mulțumesc. Să vină și băieții de la liceu, da? Dânsii ne vor ajuta la premiere. Da, puteți să-i aplaudați cu un mod serios, mulțumesc. Sunt cei care vor distribui diplomele pe secțiuni. Iar premierea o vom face pentru fiecare secțiune separat, cu ajutorul directorilor instituțiilor de învățământ din Negrești. Și atunci să începem cu un moment cultural legat oarecum de evenimentul săptămânii trecute, data de 15 ianuarie, Picătura de Cultură, în moment poetic Mihai Eminescu, prezentat de elevii Liceului Teoretic Negrești Oaș și Laurent Patricia. Asta rege! Oasă fratele la mea, că nu s-a pomenit. Cu ochi al naștri pregători, cu păr la urit. Și cântărețul o iubit, și seara prin grădin, în luna taine strălucit, mi-o spuse tremurând. Iar ascultări și spuse atunci, cu glasul apăsat, în veci nu pot să fiu a ta, de n-ai să-i împărat. El s-a dus și-a răstolit popoare țări întregi, sfârmat anticercetăți, zdrobit a mândri reci, și a spus și a silit să-l aibă împărat. Unii din iubire l-a făcutat, alții din frică ea. Atunci s-a dus colo-colo, la cel castel măreț, unde ca luna-i străluci, amorul adânc și drag. Dar vai! Intră în țările înalte, închise rece, un sarcofag întins văzut, copila ce-a iubit. Ca ceara toalică era și moale, iar părului gros a respirat, amestecat, ca aurul vergin. Și preoți tainic murmurau, adânce rugăciuni, și clopote se auzeau, buind încet și rin. Atât de mult am suferit, durere, mărire, greșe. Și toate toate s-au sfârșit. Și înțeleg de ce? De ce? I-a auzit de cântăieri, murit de mătălit. Și de durere ea s-a prins, ca floarea picerit.
distanze. Suntem plăciuiți de vorbe de ochiaze. Mai bine lasă vorbele și de ăștia frate. Care pe care te crezi mai tare? De unul singur tu nu ai nicio valoare. Încerci să ucizi de tot ce înseamnă românește. Și ai uitat că unde smulți puterea crește. Fără să gândești se poate întâmpla într-o secundă din viața ta. Să se schimbe totul, da, în privirea ta. Fără să gândești poți să pierzi ce mai drag într-o secundă din viața ta. Timpul poți relua. Fiind esențială cultivarea unei educații credibile, axată pe principii sănătoase, atât la nivel personal, cât și la nivel comunitar. Societatea de astăzi este dezorientată, iar generațiile actuale de tineri sunt tentate să creadă, reușita o viață, constant acumularea rapidă de bogății materiale, trăiri intense de tip senzațional și cucerirea unei poziții sociale. Într-un asemenea context, este nevoie de redescoperire și de reafirmare a reperelor autentice ale educației. Este unul din motivele pentru care noi, Primăria și Consiliul Local de Creștoaș, ne implicăm activ în susținerea învățământului necreștean. Dragi elevi, speranța părinților, dar și a întregii comunități, sunteți viitorul nostru. Însă, pentru a vă bucura din plin de acest viitor, trebuie să învățați. Aceasta este astăzi misiunea voastră, pentru că în final o faceți pentru voi. Orice societate, cu atât mai mult România, are nevoie de tineri bine pregătiți.
Vă spun din experiență că în acești ani trebuie să trageți tare pentru a nu regreta mai târziu. Trebuie să învățați pentru viață, nu pentru note. Mulți dintre voi știți asta. De aceea sunteți astăzi aici, atât de mulți premiați. Dar vă rog să transmiteți acest îndemn și celorlalte lene. Sunt convinsă că profesorii voștri vă sunt alături, sunt călăuzești și prieteni mai mari, la care puteți apela oricum de nevoie. Fiți îndrăzneți, ambiționați-vă să izbuniți prin muncă și prin ceea ce cunoaște. Numai astfel vă veți forma mintea și veți avea putere pentru a obține noi și noi performante, îndreptățind așteptările părinților și ale dascălilor. Stimați profesori, prin profesionalismul și dăruirea voastră, dăruiți zilnic fiecărui elev o parte din cunoștințele pe care le dețineți, dar și din personalitatea dumneavoastră. Sunt convinsă că perseverând veți reuși, ca și anii trecuți, să aveți rezultate frumoase în elevii pe care i-ai îndrumat. Tot dumneavoastră vă rămâne misiunea de a sădui elevilor încrederea și respectul pentru valorile umane fundamentale. Iubirea, binele, adevărul, speranța, munca și responsabilitatea. Valori prin care ne asigurăm viitorul. Stimați dascăli, vă felicit pentru răbdarea și perseverența de care dați dovadă an de an în instruirea și educarea tinerei generații din negreștoași. Nu în cele din urmă, țin să transmit un gând bun și părinților, care cu multă răbdare și înțelepciune, și asta o spun deja în calitatea mea de părinte, reușesc să creească un viitor pentru copiii lor. Fără efortul și implicarea voastră, școala nu a reușit să educe personalități adevărate. Dragi elevi, între succes și eșec, între a depăși condiția sau nu, a nu vă dezvolta niciodată, diferența o face doar drumul pe care alegeți să mergeți. Însă pentru a fi sigur de reușita călătoriei voastre, aveți nevoie de oameni potriviți. Iar noi, părinți, dascăli, administrație, suntem alături de voi. Vă doresc tuturor un an cu multe împliniri, putere și inspirație pentru a putea construi un viitor mai bun. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamne primar, și vom începe cu secțiunea cea mai răsunătoare. Inițial am vrut să spun cea mai importantă, dar mi-am dat seama că de fapt toate sunt la fel de importante. Vom premia câștigătorii de olimpiade. La premiere ne va ajuta domnișoara Pop. Și începem cu cei de la școala gimnazială 1. La olimpiada de lectură ca abilitate de viață, la etapa județeană, Ghișe Giulia, premiul 3. Coordonator, Sălăjan Andreea. O rugăm și pe doamna profesoară să vină cu diploma. Olimpiada de limbă, comunicare și literatură română, față județeană. Moiș Georgiana, mențiune. Sarca Gabriela, mențiune. Și Berinde Dania, mențiune. Coordonator profesor Pop Lucia. Olimpiada de educație tehnologică, fața județeană. Mărcuș Darian, locul 2. Ciocan Călin, mențiune. Pregătiți de domnul profesor Mondiciosi, coordonatorul acestor tineri. Am să rog pe domnul Mondici să nu plece și pe toți cei care și-au luat diplomele, mi-a scăpat. Trebuie să rămânem toți pe scenă să se poată face o pot. Deci toți cei care au luat premiul până acum, îi poftesc din nou pe scenă și să rămâneți cumva aici. Chiar dacă ne vom aduna destul de mulți, să putem face câte o poză de grup cu toți pe fiecare secțiune în parte. Continuăm. Olimpiada de cultură civică, fază județeană. Sarca Natalia, premiul 2. Și Mărcușa Adelina, tot premiul 2. Pregătite de doamna profesor Bura Maria.
Trecem la elevii de la școala gimnazială 3. Olimpiada de limba română, fază județeană, Andreu Cristiana, locul 3. Coordonator, profesor Carlos Petre. Tot locul 3, Radu Iulia Ioana. Coordonator, profesor Weber Lătrăneanu. La Olimpiada de Matematică, fază județeană, Bud Alexandra. Ea a fost la școala 3, între timp a crescut, a ajuns la o altă școală. Coordonator, profesor Olariu Elena. Și tot la Olimpiada de Matematică, fază județeană, Halmi Andrei, locul întâi. Pop Cosmin, locul întâi. Prunean Călina, locul întâi. Tat Alexia, locul întâi. Solomon Claudiu, locul întâi. Toți pregătiți de doamna învățătoare Grigoruț Irina. Trecem la Liceul Tehnologic Ioniță G. Andron. Drag puțin că dacă vrea lumea să facă poze, eu vă iau cam mulți pixel. Olimpiada interdisciplinară, tehnologii, domeniul economic. Morar Maria Florentina, locul întâi, fază județeană. Bafin Angelica, locul 3, tot la fază județeană. Și Betea Maria, mențiune la aceeași fază județeană. Coordonator, Pop Angelica, Partiș Marinela și Ilia Georgeta. Da, trecem la Olimpiada Interdisciplinară Tehnologii, domeniul turism și alimentație publică. Boitan Ana Maria, locul întâi, fază județeană. Și a participat și la faza națională de la Mangalia. Caina Ioan, locul 2 la faza județeană. German Adina, mențiune. Suci Bianca, presupun. Dacă vreun nume nu-l citim corect, vă rugăm să ne iertați, nu cunoaștem pe toți copii. Și Hotcă Dănuț Ionuț Dor, mențiune la aceeași fază județeană. Coordonator, profesor Fania Irina și Jurge Roxana. Domnule profesoare Musu. Trecem la Olimpiada Interdisciplinară Tehnologii, domeniul protecția mediului. Rădulescu Adrian, locul întâi, faza județeană, participant la Buzău, la faza națională. Front Rebeta, locul 2, la faza județeană. Și Pan Ioana Romina, locul 3, la faza județeană. Elevi pregătiți de Popra Luca și Palecear Teodora. Cer scuze, Palencear, și test. Olimpiada de Matematică, fază județeană. Hotcă Vlad. Mențiune. Coordonator, profesor Vic Mihai.
Trecem la Liceul Teoretic Necreștaș, Olimpiada de Limba și Literatura Română, etapa județeană. SAS Lidia, mențiune. Profesor coordonator, 8 și 12, Bianca. Cionca Andreea, mențiune. Și încă un loc, 2 la Olimpiada de Lectură, coordonator, profesor Pazi Marian. Grigoraș Raluca, mențiune, profesor, aceeași Pazi Marian. Mașniță Giulia, mențiune, profesor coordonator, Corpaș Eva. Mecleșoana, mențiune, profesor, tot Corpaș Eva. Moiș Casian, locul 2 și calificarea la faza națională, profesor, aceeași Corpaș Eva. Feher Alina, locul 2, profesor Grigorean Mihaela. Negrea Georgiana, locul 3, profesor tot Grigorean Mihaela. Olimpiada de lectură ca abilitate de viață, Mureșan Andrei, locul 3 la etapa județeană. Moiș Casian, locul 4. Pic, Diana Monica, tot locul 4. Și Dan, Andreea Paula, locul 3. Coordonator, profesor Corpaș Eva. Iar Fer Alina Mihaela, locul 1 la Olimpiada Județeană și participare la faza națională, profesor Grigorean Mihaela. Este sala, Fer Alina? Olimpiada de Lingvistică, etapă județeană, Lișcă Maria, locul 2. Coordonator, profesor Oșitoș Feier Bianca. Olimpiada de Istorie, etapa județeană, locul 3, Mureșan Andrei, coordonator, profesor Opșitoș Dumitru. Mureșan Andrei nu este sală? Olimpiada de Educație Tehnologică, Grigoruț Daniel, mențiune, coordonator, profesor Mondici Iosif. Olimpiada de Limba Franceză, Paul Andreea, locul 1 la etapa județeană și mențiune specială la faza națională. Torz Loredana, tot locul 1 și participare la faza națională. Omer Cezar, mențiune, elevi pregătiți de profesor Durău Cristian. Olimpiada de Cultură și Civilizație, etapa județeană, mențiune pentru echipajul format din Feher Alina, Negrea Georgiana și Bura Andreea, clasa 9B. Olimpiada de Matematică, Cota Imelinda, locul 2 la etapa județeană.
Jonca Andreea, mențiune. Și Grigoraș Raluca, mențiune. Coordonator, profesor Mihai Bic. Talco Ștefania, tot matematică și tot fază județeană, locul 3, coordonator, profesor Man Simona. Mi s-a spus să mă mut de lângă boxe. Olimpiada de biologie, etapă județeană. Moldova, Madalina, locul 1 și mențiune specială la faza națională. DHB Șana Maria, locul 3, la etapa națională. Hotca Andrei, mențiune. Vida Anișoara, locul 2. Popa Andreea, locul 2. Homorozan Teodora, locul 1 și participarea la faza națională. Iar Dan Teodora, locul 3. Elevi pregătiți de profesor Palmonica. Denisa, locul 1 și participarea la faza națională. Are reprezentant pentru această gală. Oros Amalia, mențiune. Elevi îndrumați de profesor Vasile Mariana. Olimpiada de chimie. Etapa județeană. Dehemeș Ana Maria, locul 2. Dan Paula, locul 1 și participare la faza națională. Coordonator, profesor Gherghe Francis. Olimpiada de religie. Grigoraș Raluca, locul 3. Coțan Silvia, cred că am zis bine, mențiune. Lișcă Alexandra, mențiune. Pop Larisa, mențiune. Iar Talpoș Denisa, locul 1 și premiu special la faza națională. Elevi pregătiți de doamna profesor Hovan Angelica. Poate unora li se pare destul de ciudat că spunem locul 3 și locul 2. Să știți că la aceste concursuri, în primul rând, e greu să ajungi, să te califici până acolo. Și să mai vii și cu un premiu, să știți că nu este ușor, așa că vă rog să aplaudați pe toți olimpicii.
Și trecem la premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la secțiunea cultură. Premierea se va face de către doamnele care conduc grădinițele din Negrești, doamna director Gavra Delia de la grădinița cu program prelungit numărul 1 și doamna director Cionca Mariana de la grădinița cu program prelungit numărul 7. Și vom începe cu niște tineri care am convingerea vor fi în atenția tuturor. Deja sunt în atenția noastră și vor fi în atenția tuturor peste câțiva ani. Pintea Maria de la Clubul Copiilor Negreșteaș, premiul întâi la concursul județean de muzică folk Tăștat, premiul întâi la concursul național de muzică folk, premiul întâi la concursul național de folk Toamna Baladelor București. Îl rugăm pe tăticul să preia. Moldovan Teodora, premiul 2 la concursul județean de muzică folk Tășnat, premiul 3 și o mențiune la concursul național de muzică folk Toamna Baladelor București. Dacă este în sală, o așteptăm. Este. Și Palfi George, premiul 1 la concursul interjudețean de muzică folk Tășnat, premiul 1 la concursul național de muzică folk și premiul 1 la concursul național de folk Toamna Baladelor București. Iar grupul folk pe care îl formează tot ei a mai luat un premiu 2, doar așa ca să pună cireașa pe tort, coordonator profesor Aurel Fanea. Dacă este în sală, îl așteptăm să-și ia diploma. Ansamblul Sânzienele, premiul întâi la Festivalul Internațional de Folclor pentru Copii Sighetul Marmației, premiul întâi la Concursul Național de Datini și Obiceiuri de Iarnă de la Sighet, premiul 3 la Festivalul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă Negreșteaș, Balot Alexandra, Iacob, Denisa, Bercea, Andreea, Bercea, Vasile, Boldor, Ioana, Lup, Paul, Lepetuș, Mihaela, Tărnar, Gabriel, Mărcuș, Jessica, Pinte, Vasile, Roman, Paula, Roman, Samuel, Frățile, Sebastian, Tors, Denis, Moiș, Tea, Matetovici, Gabriel, Paul, Radu, Petruț, Moros, Bianca, Podina, Vasile, Podina, Gheorghe, Bulbuc, Vasile, Beride, Narcisa, Ciocan, Ștefania, Malanca, Teodor, Crișan, Lavinia, Zele, Ionuț, Pinte, Cristina, Huja, Anișoara, Huja, Maria, Tărnar, Diana și Huja, Cristina. Pregătiți de coordonator Maria Tripon. Aici avem niște premiați și mai mititei de la grădinița cu program prelungit numărul 1. Pentru locul 3 obținut la Teatrul pentru Preșcolar, faza județeană, grupa Albinuțele. Dacă sunt aici, Ardelean Elena, Anton Sara, Cicio Priscila, Dan Daniel, Einholz, Horia Gavra, Flavia, Jurge, Ianis Moldovan, Andra, să vin aici pe scenă, puișorilor, aici sus, să vă vadă toată lumea cât sunteți de frumoși. Mociran, Gabriela, Paicu, Iulia, Prisăcaru, Andrei, Seleveschi, Denisa, Varga, Evelyn și Varga, Nancy. Coordonator, educatoare, Prodan, Floriana și Calai Maria. Albinuțele, vă rog să-i aplaudați! Și tot locul 3, Buburuzele! La festivalul de teatru pentru preșcolar, la faza județeană, Ban Roxana, Bobuț Alesia, Bobuț Maia, Big Marian, Chișliana, Dan Andrei, Drăguș Gianluca, Dumitru Ionuț, Dumitrache David, Erdei Angel, Finta Mariana, Malanca Teofil, Mărcuș Cristian, Moiș Giulia, Moldovan Luca, Țânțaș Anthony, Țânțaș Ianis și Tors Kevin. Pregătiți în mod deosebit de educatoarele Popescu, Liria și Doicar Adina. Buburuzele! Vă rog să-i aplaudați și pe ei, sunt cei mai mici viitorii laureați ai galelor. Grădinița cu program prelungit numărul 7. Și acolo sunt mici tineri talentați. Grupul vocal al grădiniței. Berinde Iasmina, Crișan Ariana, Ciocan Sofia, Gavro Katinka, Gavro Ilinka, Moisa Iasmina, Roman Romina,
Varna Adelina, Săvăduș Carla, Baltă Lăprimioara, Cosma Dorin, Cionca Andreea, Dragoș Bianca, Mițan Adelina, Poptile Amalie, Kencian Carla și Mon Raul. Pregătiți de doamnele educatoare Belinda Felicia și Țipro Marian. Grupul vocal. Vă rog să aplaudați cu aceeași frenezie, ca și pe ceilalți tineri preșcolari ai noștri. Ei sunt viitorul. Trecem la școala gimnazială 3. O tânără deosebit de talentată, pe care ați putut-o auzi și la Zestrea Oașului, locul întâi la concursul național de interpretare Muz Art, pian. Locul întâi la concursul național de interpretare de la București, Barla Beata. De la Liceul Tehnologic Ionită Geandron, grupul folcloric Junii Oașului, Ardelean Vasile, Naproxana, Molnar Maria, Betea Maria, Bojana Maria, Floaca Toma, Dragoș Maria, Maniță Ionuț, Sila Dioana, Poda Delia, Betea Lăcrimioarea, Țiplea Florica, Balaș Cristina, Betea Gheorghe, Balaș Petruț. Premiul special la Festivalul de Date și Obiceiuri de Iarnă, ediția 15-a, și premiul 3 la concursul interjudețean valori etnografice în comunități tradiționale Bistrița. Coordonator Bartiș Malinera și Fana Elina. Un premiu pe care îl primește un obiect de data asta, revista Raze de Lună. Boitor Alexandru, Balaj Ionuț și Bode Ionuț. Coordonatori, Haidu Ștefan, Miclăuș Adriana și Miclăuș Mihai. Festivalul de teatru, teatru și literatură, ediția a doua de la Livada. Dat la Țipra Florica, marele premiu. Roman Bianca, Belinda Denisa, Tompoș Ionuț, Caina Ioan, premiu 3, coordonați de Horvat Otilia și Jula Monica. Trecem la cei de la Liceul Teoretic. Revista Miradonis, locul 2 la concursul județean de reviste școlare, coordonator Grigorean Mihaela, redactor șef Sila Ionuț. La Festivalul de Muzică, Toamna Baladelor București, 2014, trupa Noua, formată din Laura, Ștefania, Mecle, Șoana, Cicio Cosmin, Palfi, George, locul 2, profesor conator Grigorean Marin și Hârța Anca. Ansamblul Trâmbița Oașului, premiu special la Festivalul de Datin și Obiceiul Zalău și Satu Mare. Popa Andreea, Mândruță Manuela, Miculaș Mariana, Zene Cristina, Stan Dumitrița, Malanca Nicoleta, Duvo Daniela, Tărnoar Diana, Malanca Ionuț, Belbe Vlad, Pop Marius, Paul Maria, Cicio Cosmin, Pocicai Schicălin, Dediu Cătălin, Codre Laurențiu, Berinde Răzvan, Malanca Teodor, Hovan Emanuel, Palfi George. Coordonator, profesor Hovan Angela și Grigorean Marin. Așteptăm și de la profesoare pe scenă. Dacă vreunul dintre voi nu și-a primit diploma, să nu-și facă probleme, e aici undeva și în cursul
aceste gale o va primi fiecare, da? Se poate întâmpla să... Și profit de ocazie și vă rog să-l aplaudați în mod deosebit pe domnul director al Liceului Teoretic, domnul Bud Ionel, pentru munca uriașă depusă pe organizarea acestei gale. Gândiți-vă doar că a scris în jur de 500 de diplome. Dar știu, unii n-au văzut 500 de diplome și le-a scris. Felicitări! This is a recording. Check that mic, make sure it sound right, boy.